cărți care ne-au marcat, cărți care ne-au format. E o întrebare foarte binevenită. E un filozof foarte la modă acum, Peter Sloterdijk, care spune că trăim cumva într-o epocă postumanistă, pentru că ceea ce era caracteristic umanismului era faptul că existau într-adevăr cărți care să schimbe destine, să schimbe o viață, să creeze o nouă dinamică a existenței. M-am gândit îndelungă despre ce cărți să vorbesc și m-am oprit la două cărți care au fost formatoare pentru destinul meu, aș zice. Doi scriitori pe care i-am întâlnit cam în același timp, când eram încă studentă la București, în 1998, și anume un scriitor francez, Marcel Moreau, și un scriitor român, Vlad Zografi. Și pe Marcel Moreau l-am întâlnit la Muzeul Literaturii, mă dusesem să fac un interviu cu el și s-a întâmplat ceva, unul din acele momente care îți schimbă destinul, în sensul că, evident, după Revoluție, ca toți tinerii de atunci, citisem foarte mult Cioran, Eliade, Nietzsche, tot ce se citea, tot ce era la modă atunci era un fel de impetuozitate a spiritului, a literaturii, a excesului, ca să zic așa, dar nu întâlnisem un personaj de această factură. Și am ascultat câteva extrase din cărțile lui Marcel Moreau la acel moment și s-a întâmplat acest lucru. Tocmai în fața mea, pe viu, se producea această transmutare a spiritului în carne, cum s-ar zice, această pulsiune viscerală care îți conduce ulterior viața înspre lucruri complet neașteptate. Și vorbesc astăzi despre, mă rog, despre această aură în jurul lui Marcel Moreau, dar în special despre cartea lui Gândirea mongolă, pentru că gândirea mongolă e o contradicție în termen, evident, ce pot să gândească mongolii, deci e vorba despre această seducție a unui barbarism care vine și ia cu el totul, dar în același timp despre gândire. Marcel Moreau accentuează această idee a unei gândiri. Evident, nu e o gândire carteziană și să nu uităm că vine dintr-o lume în care, deci din Franța, în care cartezianismul este foarte puternic, e gândirea rațională, gândirea intelectuală este extrem de bine conturată și, mă rog, a făcut un act de frondă prin această carte și prin toate celelalte care i-au urmat și care au precedat, sunt propriu zis, a scris 45-50 de cărți de-a lungul întregii lui existențe, încă trăiește și toate sunt, în toate se resimte aceeași intensitate, aceeași conjuncție propriu zisă între gândire și viață. Ce această gândire mongolă, nu o să pot să prezint asta atât de rapid, dar insist pe câteva dimensiuni ale ei. E o gândire a ritmului, o gândire propriu-zis a viscerelor, o gândire care cumva, mă rog, are și un, la un moment dat un lucru care ne interesează pe noi de aproape, e vorba de un fel de balcanism, spune el, al sinelui, pentru că, mă rog, în acest balcanism al sinelui e cumva eludată, e cumva lăsată la o parte tragedia greacă și partea ei luminoasă, este această insistență pe zona aceasta întunecată a creației care, propriu-zis, formatează întreaga noastră existență. Într-una din cărțile lui are și o corespondență intensă și foarte interesantă cu Anaïs Nin, care se afla la momentul respectiv la New York, o Anaïs pe care o știm și noi în legătură cu Henry Miller și Anaïs care vorbește tocmai despre această neobișnuită al scriturii sale. Apoi, care e legătura pe care o fac cu Vlad Zografi? Amândoi scriitorii vorbesc despre ceva neașteptat și anume despre acest infinit dinăuntru, cum îl numește Zografi, despre ceea ce este un domeniu nedefinit, propriu-zis, ceea ce, mă rog, pe care foarte puțin dintre scriitori îl explorează, deși foarte multă lume scrie astăzi, e clar, este vorba despre un fel de hemoragie a scrisului, însă el vorbește clar despre cei care definesc și care explorează acest domeniu, Shakespeare, Sabato mai nou, Beckett și Ionesco. De ce infinitul dinăuntru? Pentru că, mă rog, când e vorba despre interacțiuni umane și non-umane, cu cât lucrurile sunt mai departe, interacțiunile sunt mai slabe, cu cât lucrurile se apropie de noi, ele sunt mai puternice. Ori acest infinit dinăuntru caracterizează și cartea lui, ultima lui carte, care este un roman în mod complet neașteptat, pentru că el a scris întotdeauna dramaturgie, efectele secundare ale vieții. Pentru că efectele secundare sunt cele care pun sub semnul întrebării logica prima a vieții, sunt cele care transformă și conduc înspre infinit această logică prima a vieții. Vă mulțumesc pentru această ocazie.